Academia Petru Tocănel a organizat marți 28 martie la Hotelul Roman o nouă conferință pe tema Meriți să fii fericit, moderată de preotul Francis Fărcășel de la Parohia Iisus Bunul Păstor, care a încercat să creioneze definiția fericirii. Suntem fericiți cu adevărat. Se spune despre români că nu este un popor prea fericit. Și chiar în unele clasamente suntem chiar la final, ca de obicei la rău suntem la final, la bine nu prea, la rău suntem în frunte și la bine suntem la coadă. Ce este fericirea? Aș vrea câteva cuvinte să spun despre fericirea ca artă și am fost curios să mă uit în dicționar să văd ce înseamnă arta. Arta este orice activitate care se bazează pe cunoștințe, pe exercițiu, pe imaginație și pe intuiție. Dacă vrei să fii fericit cu adevărat, mai întâi trebuie să-ți însușești anumite cunoștințe despre fericire, apoi să faci exercițiu, apoi să ai și imaginație, și de ce nu și intuiție. Cum este generată fericirea? Științific, specialiștii vorbesc că factorii 50% sunt genetici, aproximativ 40% psihosocial, iar doar 10% sunt circumstanțele de viață. Se pare că noi ne lăsăm prea mult duși de circumstanțele de viață, suferințele, greutățile, încercările, și aceea poate că nu suntem suficient de fericiți. Invitată alături de o călugăriță italiană de la Butea, sora Elisabeta, doctorița Cătălina Pălânceanu a prescris o rețetă a fericirii ca fiind cel mai frumos și poate cel mai eficace tratament. Da, într-adevăr, în seara asta am să vă fac o prezentare mai specială, așa cum poate mulți dintre dumneavoastră nu sunteți obișnuiți. Am să vă prezint fericirea ca cel mai frumos tratament. Sunteți de acord? Este un tratament sublim, este un tratament fără efecte secundare, este un tratament care întotdeauna are efecte excepționale și este un tratament pe care nu-l practic de la începutul, să zicem, perioadei de când sunt doctor, ci doar în ultima perioadă. Anul acesta peste două luni voi împlini 50 de ani și 26 de ani de activitate medicală, așa încât am avut tot timpul de lume să fac niște observații personale, să mă implic în activitatea care îmi place foarte mult, aceea de a fi medic și de a sluji oamenii. Dacă măicuța noastră îi slujește cu bunătate, cu credință și cu tot ce știa mai bine, încerc și eu să-i slujesc cu ceva. Astăzi vă voi oferi și dumneavoastră, cred, pentru cei dumneavoastră dragi, un tratament foarte frumos și întotdeauna valabil, să știți, indiferent de boală, și acest tratament este fericirea. La buna desfășurare a manifestării a contribuit și corala seminarului teologic ortodox Melchisedec Ștefănescu. Câțiva dintre actorii amatori de la trupa de teatru Gong. S-a vorbit despre faptul că românii ar fi cei mai nefericiți dintre cetățenii acestei planete într-un top al fericirii.